prin simplitatea la care a putut să ajungă. El spunea foarte frumos, zicea, da, într-adevăr, David al lui Michelangelo, e superb, e divin, dar poți să te odihnești lângă el? Ai putea să dormi o noapte acolo? Pe o bancă lângă el? Nu, că nu-ți găsești liniște. Și atunci toate formele acestea deosebit de simpliste se reduc la suflet în viziunea lui Brâncuș. El spunea, eu creez așa cum respir. Dragii mei, în România există, vorbesc de sculptura monumentală, cele trei monumente de la Târgu Jiu. În realitate nu sunt trei în acel ansamblu, fac aici o paranteză, n-aveam intenția să vorbesc despre asta. Sunt patru, foarte bine, domnul Viorel. Sunt patru, cel de-al patrulea fiind biserica. Cine a dat comanda pentru realizarea acestor monumente? Femeile. Lor le datorăm acest noroc extraordinar că avem și noi o lucrare de-a lui Brâncuș. Pe ansamblu, pentru că nu e vorba de trei lucrări, ci de una singură. Brâncuș a conceput cele trei, uite-le. Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Biserica și Coloana Infinitului Ultima. Ele vin pe o axă și reprezintă niște trepte prin care românul trece. Masa Tăcerii, o stare inițiatică. Legenda spune că atunci când trebuiau să plece la luptă, feciorii care plecau, Cătănie și fetele, se strângeau la acea masă, se așezau la masă și nimeni nu spunea nimic. Doar se privea. Dacă nu putea să intre în cuvinte ceea ce simțeau ei. De ce îi se spune Masa Tăcerii? Trecem apoi prin Poarta Sărutului, în care poți să vezi nuntirea, fie că te căsătorești, fie că mori. Locul care la România a fost văzut totdeauna tot ca o nuntă. Nu? Ajungem la biserică, scara prin care te purifici, și ajungem în sfârșit unde? La cer, la infinit, la Coloana Infinitului. Ce reprezintă Coloana Infinitului? Am citit o explicație aberantă. Și că numele lui Brâncuș, care 17 module, că o râsătă, că nu fi stat să numele, vă dați seama ce. Exact atâtea litere sunt. Să fie serioși. Chiar îl poți vedea pe Brâncuș atât de orgolios să pună atâtea module cât are litere are numele lui. E aberant. Nu. Haideți să vă spun ce reprezintă. Și e clar că asta e explicația. Reprezintă sufletul românului. Așa e sufletul românului în viață. Se dilată și se contractă, se dilată și se contractă, și se bucură și se întristează. Și cum se termină coloana? Deschisă, evident. Și asta de ce e foarte clar? Se vede după cum începe. Coloana nu începe de la deschidere, că nu te naști fericit, nu? Nu începe de la minim, că nu te naști tristețea, de pe după aia în viață o cunoști așa cum e. Și atunci începe de la o fază intermediară. E singurul modul care nu pleacă nici deschis, nici închis. Pleacă de la jumătate. Ca atunci când te naști, ca atunci când îți începi viața. Și poți să te duci în sus sau în jos. Tot secretul acestei vieți care? Că toți trecem și prin bune și prin rele. Ca la final să terminăm aia bună și deschisă, nu? Mergem mai departe. Dragi!